Așa, da, dar lor. Deci, dar ați reușit scris aici. Clasa. Pentru clasa 5-a. Așa, cât ai putut tu, nu? Ai reușit să afli cât de cât. Bun. Să se calculeze. Să se calculeze. Expresia e egal cu 2 la puterea a 5-a, totul la a 3-a, înmulțit cu 2 la a 2-a, totul la a 3-a, împărțit la 2 la 20 plus 3 la a 4-a, totul la a 2-a, plus 3 la a 5-a, ori 27, împărțit toată chestia asta la 3 la puterea a 8-a, egal. Vorbești și eu lucrez. O paranteză. Da. 2 la 5. Totul la 3. Cât faci? 2 la 5 totul la 3. 2 la 5 face. Nu. 2 la 5 totul la 3. Totul la 3. Uite. Ce înseamnă la a treia? Că pe ăsta îl scriu de trei ori, nu? Da. Paranteza asta. Hai zicem așa. Deci, 2 la a 5-a, tu scrie și tu deoparte, totul la a 3-a egal cu 2 la a 5-a, totul la a 3-a egal cu. Zic, dictează-mi, egal cu? Egal cu 5, da. Nu, nu, egal cu 2. Ăsta, de câte ori trebuie scris înmulțit prin el însuși? De 3 ori. Deci vine 2 la a 5-a. Ori, 2 la a 5-a. Ori, 2 la 5. Asta îmi spune ăsta de aici. De 3 ori. Și egal cu. Dar cum să mulțești două sau mai multe puteri care au aceeași bază? Adunăm exponenții. Deci vine 2 la putere, copiem baza și la puterea? 2 la puterea 15. 15, sigur că da. Care înseamnă 2 la 3 ori 5. Da? Deci da. 2 la a 5-a, hai să scriem și noi, 2 la a 5-a, totul la a 3-a, este egal cu 2 la puterea 3 ori 5. Deci cum se ridică o putere la o altă putere? Se copie baza, se mulțesc exponenții. Da. Păi da, se tare, tare. Este o proprietate care am pus-o acum, la cum, că nu știam. Uitați-le, nu? Deci, hai să ne amintim proprietățile, să le avem așa puse pe toate. Proprietățile puterilor, zicem. Proprietățile puterilor. Proprietățile puterilor. Și zicem, A la N ori A la M egal cu, tu spui? Egal cu A la N plus M. A la puterea N plus M. Pe urmă, A la N împărțit la A la M egal este egal cu A la puterea N împărțit la M. Nu. Da. Minus, pardon. A la N minus, minus M. N minus M, da? A la N totul la M. A la N, totul la M. Egal cu A la N plus M. A la N ori M. Asta. N ori M. Adineauri am făcut-o. Da? Apoi.
A ori B totul an, A ori B totul an, înseamnă A la an și B la an. Deci A la an ori B la an. Deci la mulțire. La împărțit la fel. A împărțit la B totul an, înseamnă A la an împărțit la B la n. Da? Și A la 0, A la puterea 0 egal cu 1. Da? Acestea sunt proprietățile care trebuie să le ținem minte. Și acum, dacă le avem pe astea tot timpul, tragem cu coada ochiul și vedem în ce situație suntem noi aici. Egal cu 2 la cât a voi pune aici? 2 la 15. Corect. 2 la 15. Ori. Ori 2 la 6. 2 la 6. Împărțit la 2 la 20. Corect. 2 la 20. Plus. Plus. 3 la 8. 3 la puterea? A 8. Foarte bine. 8, da. Plus. Plus 3 la puterea 5. Da. Ori? Ori 27. Hai să vedem în loc de 27. Cum ar putem scrie pe 27? Ori 27. 2 la... Nu, 3, 27. Ia să văd eu dacă pe 27 îți vine ții în minte cum să scrii pe 27. 10 plus 10? Și plus 7. Dar cu puterea lui 3. Puterea lui 3... 3 la a doua cât este? 3 la a doua, 6. Ia să vedem. Ce înțelegi? 3 la puterea a doua este egal cu 3 ori 3. 9. 9. Smecher. Un blic de astea mă păcălești. Dar 3 la a treia. Ia să vedem. 3 la a treia este egal cu? 21. Ar trebui de 3 ori 3 de 3 ori, nu? 3 ori 3. Și face cât? 9 ori 3. Face 27. 27 face. Vezi? Deci pe 27 îl putem scrie ca 3 la 3. Deci în loc de 27 spun 3 la puterea 3, închid paranteza, împărțit la 3 la 8. Și egal cu? Este egal cu 2, copiem baza, da, și zicem 15 plus 6 egal cu 21, 2 la puterea 21. Da, 2 la 21 împărțit la 2 la 20. 2 la 20 plus, plus 3 la 8, plus 3 la 5. Atenție! E 3 la 5 ori 3 la 3? 3 la a 8. Da. Tot în paranteză, împărțit la 3 la a 8. Și egal cu? Și este egal cu 2. 2 la 21 împărțit la 2 la 20. Adunăm bazele și scădem exponenții. Nu, nu adunăm. Scriem baza. Scriem baza. Și scădem exponenții. Deci vine 2 la cât? 2 la 1. 2 la 1, iar nu ar vrea să mai scriem. Da. Plus. Plus. 3 la 8 și cu 3 la 8. Da, face 16. De ce ai zis? 16. Dar cum ai făcut? Ai dat 8 și cu 8. Da. Păi dacă ar fi fost înmulțire. Da. Acum trebuie să facem 8 ori 8, 64. Dar de ce? Că doar nu este 3 la 8 totul la 8. Dacă ar fi 3 la 8 totul la 8, aș fi de acord cu tine. Aici e un măr și cu încă un măr. Câte mere sunt? Două. Doi de 3 la 8. Deci un 3 la 8 și cu un 3 la 8 fac 2 de 3 la 8. Deci atâta scrie. Plus 2 ori 3 la 8 împărțit la 3 la 8. Da? Da. Și egal cu? Și este egal cu 2 plus 2 ori 3 la 8 împărțit la 3 la 8 egal cu 3
3 la 0, fiindcă scădem exponenții. Și 3 la 0 cât face? 3 la 0, 1. 1. Deci 2 ori 1 și egal cu 1. Și este egal cu 4. 4. Darius 4. Hai să vedem încă o dată, Darius, unde a fost exercițiul dificil? La paranteze. N-am știut să ridicăm o putere la o altă putere, da? Dacă mă băgăm la cap chestia asta, da? Ține minte, o putere la o altă putere, scopii baza și se înmulțesc exponenții. Apoi, am avut o dificultate majoră cu 27 asta. Nu l-am scris pe 27, n-am văzut că este din 3 la 3-a. Da. Ca să pot lucra, visul meu este nu să fac 3 la 5-a, să mulțesc numările acelea, să număr mari, lucrez cu putere. Toată șmecheria e jocul cu putere. Și mi-a dat 3 la 8-a și încă al treilea moment important, 3 la 8-a și cu 3 la 8-a, aici am greșit flagrant. Hai să spunem prin cea dreaptă, să recunoaște, nu? Da. Deci 3 la 8-a ori 3 la 8-a, ai zis că ar face 3 la 8 plus 8, 16, o primă greșeală. Greșeală pentru că nu este adunare, nu este mulțire. Dacă ar fi fost înmulțire, ca aici, 3 la 8-a. Sau ridicarea la, ridicarea la o putere. Da. Deci al doilea atac greșit a fost 8 ori 8, ai zis, nu? 64. Greșit. Doar trebuia să vedem termenul ăsta și ăsta. Doi sunt de ăștia. Un măr și cu un măr, două mere. Da? 2 de 3 la 8. 2 de 3 la 8. Și împărțit la 3 la 8 și exercițiul a mers frumos. Ia să mai vedem noi un altul. Păi, dar acum te concentrezi. Să-l faci fără greșeală. De acord? Da. Bine, ne mai da. Să o vedem și pe asta. Să o vedem și pe asta, da? Foarte frumos. Adică să te afli și tu în situația asta. Da. Nu-ți place să te afli în situația aia fără greșeală? Ba da. Exact. Hai să vedem. Foarte multe zonăște asta. Ia să vedem, Darius. 32 ori 128 2 la puterea a 10 împărțit la 2 la puterea 20 totul la puterea a 7 împărțit la 2 la puterea a 10 egal. Spune-mi, 32 da. Ori 128. Am putea să mulțim? Nu. Nu. Ce vrea să fie? Hai să visez frumos. Să copiem. În loc, vrei să copiem. Te duci aici, la împărțirea asta, nu? Te gândești. Da. Dar dacă ai baftă ca 32 să fie 2 la ceva. Visez. Dacă 128 e 2 la ceva, atunci n-ar fi bine să scrii pe 32 ca 2 la, pe 128 ca 2 la, să facem mulțirile, că știi tu să mulțești puteri pe aceeași bază. Te întrebi. 4 la 8, da. 4 ori 8, 32. Da. Deci poți să zici așa, da? Deci poți să spui așa. 4 ori 8 ori 128. Ia să vedem 128. Nu poate fi scris și el. Puterea lui... 50. Eu zic că e 64. 64 ori 2. Da. Nu, 64 ori 2 fac 128? Da. Deci pot să spun 64 ori 2, ori 2 la 10. Împărțit la 2 la 20, totul la puterea a 7. Nu poți face 2 la 10, împărțit la 2 la 20. Știu, numai că eu vreau să fac altceva. Zim. Vreau să scad exponentul de la 20 cu 7, dar... Nu poți să faci așa. Că este tot rezultatul ăsta îl ridicăm la 7-a. Tot rezultatul, dar tot rezultatul ăsta trebuie să fie 2 la ceva. Deci nu putem, nu ne permitem să facem decât lucruri.
tu trebuie să-mi spui de fiecare dată ce ai tu în minte, ca să putem eventuale greșeli să ne înlăturăm. Da? Deci în clipa asta ai înțeles că visul nostru este ca și pe 32 și pe 128 să scrie ca puterea lui 2, că vedea noi după aceea. Da? Da. Deci egal mai departe, împărțit la 2 la 10, egal cu. Te rog. În loc de 4 să zicem cât? 32. Ah, bă, dar înmulțesc. Na. 4 la... Nu, pe 4 cum îl putem scrie ca puterea lui 2? 4 la puterea... Nu, 4. Nu, nu, ca puterea lui 2. 2 la câta să facă 4? 2 la 2. 2 la 2, păi asta vreau să spun, ca puterea lui 2. Deci, 2 la 2, ori. Ori, 64. Nu, 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 nu. 8. E 8 acum. Știu. 2 la... 8. Pe 8. 2 la cât va să fie 8? 4. 2 la 4? Ia să vedem. 2 la 4 este egal cu 2 ori 2 ori 2 ori 2. De 4 ori, nu? Și 2 ori 2 face 4. 4 ori 2, 8. 8 ori 2, 16. Deci 2 la 4 fac 16, nu fac 8. Cred că trebuie să fie 2 la 3. Numai de 3 ori. Ia să vedem 2 la 3 cât face. 2 ori 2, 4. Ori 2. 8. Vezi? Deci în loc de 8 de aici, deci în loc de 4 am pus 2 la 2, în locul de 8 aici punem 2 la a 3, ori. Ori. 64. 64. 2 la... 32. 2 la 32? Hai să vedem. 2 la 32. Păi știi cât ar face 2 la 32? 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 32 de ori? Fai de mine, un număr imens. Păi ai văzut? Încă nu ți-e clar ce înseamnă 2 la. Deci, atenție, 2 la 3 nu înseamnă 2 ori 3. 2 la 3 înseamnă 2 ori 2 ori 2 de câte ori? De 3 ori. 3 ori. Deci, ăsta de sus înscrie, spune de câte ori înmulțesc prin el însuși. De 3 ori. 2 ori 2 ori 2. Dar 2 la a 10 -a. 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2 de 10 ori face. Este număr mare. Așa da. Ne întoarcem. Pe 4 am văzut ca 2 la 2. Da. Pe 8 ca 2 la 3. Pe 64 pot să spun 8 ori 8. 8 ori nu fac 64? Da, da. Ori 2. Ori 2 la 10. Împărțit la 2 la 20. Tot la 7. Împărțit la 2 la 10. Și egal cu... Și egal cu 2 la 2, 4. A, nu ne întoarcem înapoi, mă. Păi dai cum mă întorc înapoi? 2 la 2 ori 2 la 3, se pot înmulți ăștia. Da, și se face 2 la 5. Deci face 2 la 5. Ori 8 ăsta. Ori 6. Fiindcă ajunge înapoi. Sigur că da. Așa că facem 2 la 3. Asta, da. Deci ăsta e 2 la 3. Ori. Ori 2 la 3. Exact, ori 2 la 3. Ori 2. 2 la 1. Sau ori 2 la 1. Sau 2 la 11 deodată. Ăștia da. 2. Da. Da? Adunăm 2 la 11. Împărțit la 2 la 20. 20. Totul la a 7. Împărțit la 2 la a 10. Și egal cu. Și este egal cu 2 la 5, 25. Cât? 2 la 5? 10. Nu te mai frământă. Darius, nu te frământă să-i afli cât face. Și acum suntem pe operație cu puteri. Mi-ai zis că 2 la 5 fac 10. 2 la 5 ai mulțit. Da. Păi prostii, mă. E greșeală. Că 2 la 5 înseamnă așa. 2 la 5 înseamnă 2, ori 2, ori 2, ori 2, ori 2, de câte ori? De 5 ori. Și știi cât face?
16 ori 2, 32 faci. Și tu ai 5 ori 2. Crișeană mare, nu mai faci așa. Păi tare, hai să punem, mai punem un lucru la punct. Îi pune, mă. Deci nu înseamnă să mulțești baza cu exponentul, ci să mulțești baza de câte ori spune ăla de sus. Bine? Da. Bun. Și acum, vine 2 la puterea. Fiindcă ai aceeași bază, copii baza și vin de mulțire aici, adun exponenții, da? Da. 6 plus 5, 11. Și cu 11 de aici? Și cu 11, 22. Deci 22. Împărțit la 2 la 20. Totul la puterea 7. Împărțit la 2 la 10. E egal cu? Și este egal cu 2 copii în bază și zicem 22 minus 20 fac 2. Deci vine 2 la 2. Totul la 7, am împărțit la 2 la 10 și este egal cu 2 la 9. Încă am adunat 2 la 14. 14, că avem noi și șmecheria, știm, da? Da? Cu puteri la alte puteri. 2 la 14, împărțit la 2 la 10, egal cu 2 la 4. Da, scădem exponenții, faci 2 la 4. Și cât faci 2 la 4 ca număr acum? 16. Corect. 16. 2 ori 2 ori 2 ori 4 ori 16. Ăsta este răspunsul. Deci răspunsul la exercițiul ăsta este 16. Dacă te-ai fi apucat 32 ori 128, îți dea un număr mare. Și 2 la 10, îți dea un număr și mai mare. Și nu mulțeai pe toate, îți dea un număr cu zeci de milioane. Da? Sute de milioane, mare, lor de mare. Și împărți la 2 la 20, că dăm și pe urmă, iar și împărți la 2 la 10, și răspunsul trebuie să fie 16. Deci nu facem așa, noi ne întoarcem, poate avem o șansă să fie totul numai cu, pe bază de putere. Deci eu am gândit exercițiul ăsta ca să te duci pe bază de, putere. Hai să vedem alte exerciții. Să zicem așa. Expresia E, să scapeze expresia E, egală cu 64 ori 128 ori împărțit la 256, da? La 256. Așa. Totul la puterea a treia. Și împărțit la 4 la puterea a treia. Egal cu. Egal cu. 64 pe bază de putere. Așa, să vedem cum. Mulțire. 8 ori 8. Sigur că da, putem scrie așa. Deci egal cu 8. 28 scriem ca puterea lui 128. Prin 2. Ia să faci. Hai să știi chestia aceea. 128. Să găsim divizorii. Ia să știu așa. 128. 2. Merge prin 2, da? Da. 2 în 12. De 4 ori. De 6 ori. 2 în 8. 2 în 8 de 4 ori. Deci la împărțirea lui 128 la 2, 64 este cât? Da. Hai, 64, 8 ori 8. Ia, fă și tu. Hai, fă și tu de sus. Ce-am făcut eu aici? 128. Prin 2, 64, da? Da. Acum, iar merge prin 2, că ultima cifră este pară, da? Iar merge prin 2. 2 în 6. 2 în 6 de 3 ori și în 4 de 2 ori. Da. Iar merge prin 2, că ultima cifră este pară. 32, 6. 2 în, 2 în 3 odată. 2 în 12, 6 ori. 16. Iar merge prin 2. 8. 8. Iar merge 8 prin 2. 4. 4. Iar merge prin 2. 2.
și 2 îl punem aici, 2 în 2 merge o dată. Deci 128 este egal cu cine? Ia uite-te, 128 egal 2 la câți de 2 sunt aici? 7. 2, 4, 6, 7. 2 la 7. Deci 128 este 2 la 7. Păi nu mai pierdem timp, mă. Nu luăm pe 64, 8, 8. Luăm 64 și le scompunem. Ia-l, ia-l tu pe 64. Este egal cu 6. 2 la 6. E 2 la 6, că ai văzut ei, da? 2, 4, 6, sigur că da. Deci, expresia e devine. E egal cu 2 la 6. Da. Ori. Ori. 2 la 7. Da. Împărțit la. Împărțit la 256. Ia să facem și 256, poate avem baft. Da. Facem 256 împărțit la 2. Bară. Da, bară. Hai, să descompunem. 2 vine 2 în 2 odată, da. O 2 în 5 de 2 ori, da. O 4, o 6 în 2 de 3 ori. Nu, no. 2 în 2 odată, da? 2 în 5 merge 2 ori și rămâne restul 1 acolo, da, la pățire. Lângă 1 coborăm pe 6, în mintea noastră facem împărțirea. E parcă aș împărți pe 256 la 2. Deci încă o dată, 2 în 2 odată. 2 în 5 de 2 ori, rămâne restul 1, câteodată îi fac 4 până la 5, rămâne 1, lângă 1 punem pe 6, adică tu știi ce faci în perioada asta? Parcă faci 256 împărțit la 2. Și zicem 2 în 2 odată, 1 ori 2, 2, nimic, coborâm pe 5, 2 în 5 merge de 2 ori, 2 în 2, 4, rămâne restul 1, lângă 1 facem pe 6, 2 în 16 merge de 8 ori. Deci tu pui câtul împărțirii la 2? 128. Iată cum m-am gândit. 2 în 2 odată, 2 în 5 de 2 ori, dar 2 ori 2, 4 și rămâne până la 5, restul 1, adică asta, lângă 1 pun pe 6, iar 2 în 16 merge de 8 ori. 128 împărțit la 2 vine 6, 64. Deci mergi iar prin 2. Dar să faci și tu lucrarea asta. Deci faci și tu, că nu, dacă nu mai te uiți la tablă, n-a făcut nimic. 128 împărțit iar și la 2 face 64, încă 12 împărțit la 2, 6. 8 împărțit la 2, 4. 64 împărțit la 2 face 32. Da. Iar la 2 8, 4. Și 2 la 2, 2, 1. 2. Deci 256 face 2 la câta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iar am deșteptat că 2, 128 e 2 la 7 și mai este o 2 de aici. Deci 256 este egal cu 2 la 8. Așadar, întoarcem negheșițul, zicem, în loc de 64, ce zicem? 2 la 6. Da. Ori și în loc 2, de 128 scriem 2 la 7 și în loc de 256 scriem 2 la 8. 2 la 8, așa. Totul la 3-a. Totul la 3-a, împărțit la? Împărțit 4, la 4 la 3-a. 4 la 3-a. Și da. Și egal cu 2 la 3-a. 13. Corect. 13. Împărțit la 2 la 8, totul la 3-a. Împărțit la 4 la 3-a și este egal cu 2 la puterea a 5-a, pardon. 2 la 5-a, totul la 3-a. Împărțit la 4. 4 în loc de 4, le zicem 2 la 2. Da. Deci 2 la 2, totul la 3. Da? Și egal mai departe. Este egal cu 5 ori 3, 15, 2 la 15. Foarte bine, 2 la 15. Împărțit la 2 la 6. Da. Și este egal cu 2 la 9. 15 minus 6 face 9. Deci, iată că am reușit
să facem exercițiu și expresia ei este 2 la a 9. Da? 2 la a 9. Vezi? Noi nu facem decât totul reducem la operații cu puteri. Da? Deci suntem atenți și facem calculul cum trebuie. O altă expresie. E egal cu 256 ori 32 împărțit la să spunem la 4 la 5 plus 64 ori 128 împărțit la 2 la 8 la 3, da? Totul de împărțit la 2 la a 5. Egal cu? Este egal cu 256, putem scrie ca o mulțime. Nu, ca o putere. Ca o putere, pardon. Și am făcut-o pe 256. E 2 la? 2 la 8. Da. 2 la 8, parcă nu a ieșit. Da. 2 la 7, uite-te tu, 2 la 7 făcut 128. 256, 2 la 8. Da. Deci vine 2 la 8. Ori 32. 2 la a 8, ori 32 poate fi ca... Iată, vezi unde la descompunere, 32. Da. 32 și vine număr pe ăștia din jos. 2 la a 5. Da. 2 la a 5. Împărțit la 4 a 5. La 5. În loc de 4 putem zice? 4 la... 2 la a 2. 2 la a 2, totul la a 5. Da. Așa, plus. Plus. 64 putem scrie ca o putere. Și facem 6. 2 la puterea 6. Cred că acolo, da? 2 la 6. Ori 128. 128 vine o putere de al 7. Nu puterea al 7, de puterea lui 2. Dar e 2 la 7. Da? Da. Nu puterea lui 7. Nu-i 7 la, ci 2 la a 7, da? Deci 128 scrie ca 2 la a 7, da? Împărțit la 2 la 8 la 3. Deci în loc de 8, cât să zicem, tot cu 2. 2 la 4. De ce 2 la 4? 2 la 4 că vine. 2 uite la 2 la 3. 2 la 3, vezi? 2 la 3, totul la 3, cum vedem aici. Și asta toată în paranteză. Împărțit la 2 la a 5. Și egal cu? Și egal cu 2 la 8. Pardon. 2 la 13. Așa. 2 la 13. Împărțit la? Împărțit la 2 la 2. 2 la? A 5. Pardon. 2 la? A doua, tot la puterea 5. Adică ce faci? Adică 2 ori 5, 10, 2 la puterea 10. Așa, 2 la 10. Da. Plus? Plus, o 2 la, pardon, nu, o 2 la puterea a 13. Așa, 2 la 13. Împărțit la? Împărțit la 2, 3 ori 3, 9, 2 la puterea 9. Da. Totul de împărțit. Totul de împărțit la puterea 2 la a... Am zis eu 5, dar zic și 2 la a 3. Revin asupra aici și sigur că o să vezi de ce. Deci împărțit la 2 la a 3. Îl modific, da? Da. Așa. Și egal mai departe cu... 2 la puterea 3. Așa face de aici. Da. 2 la a 3, foarte bine. Plus... 2 la a 3. Plus 2 la 4. Foarte bine, 2 la 4.
paranteză împărțit drumul. 2 la a 3-a, da? Și egal cu? Și este egal cu 2 plus 2 la 3-a plus 2 la 4-a face... N-ai ce le face. 8 16. A, așa ar fi, 8 plus 16, dar eu vreau să fac și altă șmechere. Deci e 2 la a 3-a plus, în loc de 2 la a 4-a, putem zice 2 la a 1-a ori 2 la a 3-a. În loc de 2 la 4 asta. Da. Putem face și așa, fiindcă vine 2 la 1 a 2 și 2 la 3 a 8, tot 2 la 16. Dar l-am descompus pe 4 ca fiind 1 plus 3 și la toate de bine, nu? Da. Închidem paranteza. Împărțit la 2 la 3 a. Și egal cu? Și egal cu... Se vede că există 2 la 3-a factor comun. Da. Îl vedem aici, aici. Și aici. Și scoatem în factor comun. Scoatem în factor comun și scriem pe 2 la 3-a pe lângă. 2 la 3-a pe lângă 1, cu rămasul locului 1. Da, 1. Dar putem face 1 plus 2 la 3-a. 2 la 1-a. Da. Ba nu. Pentru că facem 2 1 plus 3, 4, fiindcă e o înmulțire. 1 plus? 3. E 2 la 4. Păi, dar l-am scos pe 2 la 3, l-am pus în factor aici. Da, da. Deci l-am scos, ăsta nu mai este. L-am pus în față și a rămas în locul lui, în locul ăsta a rămas 1. Plus, și în locul ăstuia, doar 2 la 1. Deci plus 2. Da? Fiindcă nu mai are niciun rost să scriem. Nu, păi 2 la, 2 la 1, 1 nu are niciun rost, da? Da. Tot 2. Împărțit totul la 2 la a 3 a. Și egal cu? Și egal cu 2 la, 2 la 3 a ori 2 la puterea... 2 la 3 ori 1 și cu 2 că faci 3. 3. Deci vine 2 la 3 a ori 3 împărțit... Totul împărțit la 2 la 3 a. Da. Și ca zice, 2 la 3 împărțit la 2 la 3 a. Unul din ei se împarte. Da. Facem 1. Rezultatul 1 ori 3. Da. 1 ori 3, 3. Da. Deci final 3. Hai să ne mai uităm o dată. Și povestește tu unde ți-a plăcut de ghișițiu. Mi-a plăcut aici, aici, aici. Așa sau de la... Sincer, mi-a plăcut la ecuațiile alea. Nu e ecuație, n-avem ecuație. Aici nu avem nicio ecuație. Pur și simplu am transcris pe 256 ca 2 la 8. Deci, vezi cât e de interesant. În loc să ne apucăm și să mulțim 256 ori 32, ne dăm un număr și până împărțim la pe 64 ori 128 și ce ne-o dăm, împărțim la... În loc să facem așa, ne ducem totul la operație cu puteri. Pe 256 am văzut ca puterea lui... 2 la 8, da? Da, descompus. Pe 32, 2 la 5-a. Da. Iar pe 2 la 2-a, pe 4, 2 la 2-a, totul la 5-a. Da. E 4 umblă da. La el, 64 e 2 la 6, 28 2 la 7 și până ne ducem la operație cu putere. Deci da. Totul merge foarte ușor, elegant, dacă am înțeles bine operație cu putere. Da? Da. Hai să vedem încă o dată. Un alt ghișițiu. Să zicem. Nu ștergem părea proprietății de acolo, că... Da, fiindcă poate nu mai ajută. Sigur că da. Vrem să le avem tot timpul sub privirea noastră. Da, 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 ca să putem să le folosim. Deci, expresia E este egal cu... 4 la 3-a
ori 64 la a doua împărțit la 8 la a cincea plus 27 ori 343 împărțit la 3 la a 10-a egal. 4 putem scrie ca puterea lui 2. 2 la a 2-a. Foarte bine, foarte bine. Corect. Le zicem 2 la a 2-a, totul la a 3-a. Ori 64 putem să-l folosim ca puterea lui 2. A lui 2. Și zicem 2 la a 4-a, totul la puterea 5-a. 2 la a 4-a. 64 e 2 la a 4-a. 2 la a 3-a. 64 e util la 64, cum am descompus. Protelul în șir pe 64 și vezi cât ți-e de 2. 6. 2 la 6. Deci vine. Ai zis 2 la a 2-a, totul la a 3-a. Ori 2 la a 6-a, totul la a 2-a. Împărțit la? Împărțit la 8 la a 5-a putem să scrie tot ca puterea lui 2. Și zicem 2 la 3-a. Totul la a 5-a. 2 la 3, totul la 5, plus? Plus 27, putem tot așa să scriem ca putere. A cui? A lui 3. A lui 3? 3 la puterea a 4. Ia vezi 3 la 4, fă tu deoparte și vezi 3 la 4, că faci 3 ori 3 ori 3 ori 3 de 4 ori. În 91. Vezi? E prea mult. 3 la puterea 2. A 3-a. Da, 3 la 3-a. Corect, 3 la 3-a. Da? Deci o să zic 3 la 3-a. Bun, 343. Dar uite 343, cât să zicem? Putem să zice 3, că se împarte perfect la 3, care e ultima cifră 3 și se împarte. Băi, nu prea cred, băi. Nu cred că un număr se împarte la 3 dacă ultima cifră e 3. Când o număr se împarte la 3, când suma cifrelor sale se împarte exact la 3. Ia să vedem suma cifrelor. 3 la 7 plus 3, 10. 10 nu se împarte la 3. Deci numărul ăsta 343 l-am dat prost. Eu m-am gândit ca puterea lui 3, da. Deci ar veni 243, cred că. Da, 243. Ia să vezi, 243 merge? 2 cu 4, 6 și cu 3, 9. Se împarte perfect. Ia descompun, hai să descompunim din 243. 243 prin 3, ai zis că merge, da? O, da. 2 în 3, 3 în 2 nu se poate, așa că spunem 24 în 3 vine de 7 ori. Cred că de 8 ori. 3 ori 20. Da, de 7. Nu? E 24, da? Da? Deci 24 merge de 8 ori. Așa, și o dată, 81. Așa. 81 merge iarăși prin 3. Da. Iar merge prin 3. 3 în 9, 8, 10. 3 în 8. 3 în 8 de 2 ori. Da. 6. Rămâne de 2. Îl punem pe 1. 21, 7. Da, 7. Iar 27 merge, iarăși prin 3. Așa. Și zicem 2... 3 în 27. 7 face 29. Nu, 3 în 27 prin 9. 9, de 9 ori. Da. 9. Așa și 3. Iarăși 3. 9 prin 3. 3 în 9 de 3 ori. Iar merge prin 3, că 3 în 3 merge odată. Și câți dau de 3? Avem... fac 5. 5. Deci vine 3 la 5-a împărțit la... Nu o să punem 3 la 10-a, o să punem aici la 3 la 8-a. La 8-a. Modific pe 10 asta, da? 3 la a 8-a. Și egal cu... egal mai departe cu cine? Te rog. Egal cu...
2 la puterea a 6-a. Da, mai hotărât, 2 la 6-a. Ori. Ori 2 la puterea 12, da. Împărțit la 2 la puterea 15, da. Plus? Plus 2 la, 2 la puterea... Noi 2? 2 la puterea 12. Nu, noi 2 mai și acum e 3. A, n-am văzut. 3 plus 5, 8, 3 la 8, da? Da, 3 la 8, da, împărțit la 3 la 8, da. Și egal cu mai departe, nu vedeam. Egal cu, adunăm exponenții, 2 la 6 plus face 18. Da, împărțit la 2 la a 15, da? A 15 plus 3. 3 la 0, fiindcă scădem exponenții. Așa. Și egal cu 1. 1. Și egal mai departe cu? Și egal cu 2 la 3. Da, face 2 la 3. Plus 1. Și egal cu? Și egal cu 2 la 3 face 27. De ce are 27? E 2 ori 2 ori 2 de 3 ori, că da. Face. Ia de asta. 9 ori 3. De ce 9, mă? Că nu-i 3, nu-i 3 la 3, e 2 la 3. 2 la 3. 2 ori... Ori 2, ori 2 de 3 ori. Da. Și vine... 12. Zic cum ai făcut 12, ia să văd. Fiindcă 4 la... Da, de ce 4? Nu văd pe 4. Fiindcă 2 ori 2, 4. 2 ori 2? 2, 8. 8 faci. Eu am făcut la ori 3. Păi, 8, nu? Da. De ce? Că 2 ori 2 ori 2 de 3 ori vine, da? Deci 8 și 1, 8 plus 1, egal cu 9. Mai vedem o dată și spune tu, de la un cap la altul, unde ți-a plăcut și unde ai avut dificultăți. Uitați, aici. Mi-a plăcut foarte mult când am adunat exponenții la paranteze și jos. Am avut probleme pe la sfârșit, pe aici, puțin. Ai puțin? Ai voie, zici 2 la 3 că fac 24. Ai voie, acum noi suntem într-o poziție bună. Și nu mai ne permite să zicem 2 la 3. 2 la 3 înseamnă 2 ori 2 ori 2 de 3 ori, deci să știm exact cât face. Da? Deci asta vreau să ai tu precizii de acum. Așa. Deci nu ne permitem să strecurăm greșeli, pentru că suntem deja avansați, n-am mai avem o oră și ceva de lucrări la putere. Nu mai avem greșeli. Foarte avansați. Foarte avansați suntem, sigur că da. O oră și jumătate. Da, să vedem mai departe, să vedem alt exercițiu. Ăsta-l facem fără greșeală. Aștept. Măi, de aici nu plecăm. Până când nu facem un exercițiu fără greșeală. Ești de acord cu mine, nu? Da. Bine, măi. Da. Ar ajuns pe tata la stupină, la apicultură, când vă duceți cu stupina. Da, numai că atunci când se duce, de exemplu, la Balad sau în Vislăcia, nu mă rog. Păi așa frumos în pastoral. Ai fost vreodată în pastoral, da. Așa? Da, de două ori. E fain de tot acolo. Te duci cu masca pe figură. Anul trecut am avut niște copii la stupina mea și am făcut și matematică și apicultură. Dacă te duci pe prof online și vezi acolo lecții de apicultură, vei vedea pe copiii ăștia de clasa a patra care sunt acum. Am făcut apicultură, am predat acolo niște chestii cu albine, cu toată povestea acolo, foarte tare. Da? Vezi, să zicem, 2 la a 5-a ori 32 ori
64, totul la puterea a 3-a, împărțit la 128 la puterea a 6-a. Egal cu? Egal cu 2 la 5-a. Da, deci egal cu 2 la 5-a. Ori? Ori 32 putem să-l facem ca o putere de al 2 la 5-a. Deci al 2 la 5-a. Ori? Ori 64 putem să-l facem putere de al lui 2, dar cu 6, 2 la 6-a. Da, 2 la 6-a, totul la a 3-a. Împărțit la 128 la 6 și este egal cu... 128, da. Să umblă și la 128, nu mai scrie mult pe la 3. 128 este 2 la? 2 la a 9. Uite-te acolo, 128. Și un număr e de la el înapoi. 7. 2 la 7. Ori 2 la a 7, totul la a 6. Și egal cu? Doi la puterea a 10-a, fiindcă am adunat exponenții. Da, mergi până la capăt, că tot e mulțit. La 10-a, 2 la puterea 16. Deci veni 2 la puterea 16-a. Totul la a 3-a, împărțit la 2 la puterea. La 2 la puterea 7 ori 6, 42. Corect. 42. Și egal mai departe cu? Și egal cu 2 la 16 ori 3 Cât vine? Vine 2 la 48. 2 la 48, corect. Deci 2 la puterea 48. Împărțit la 2 la 42. 2 la 42. Și este egal cu 2 la puterea 6. Cât? Fiindcă am scăzut exponenții. 2 la a 6-a, corect. Și asta e și rezultatul. E, dacă te apucai tu cu numele, se mulțește acolo. Deci nu... trebuie nimic, este extraordinar de imposibil. Dar lucrul cu putere este foarte elegant, foarte tare. Deci de aceea suntem încântați să știm să lucrăm cu putere. Nu e întâmplător, pentru că ne ușurează foarte mult calcul. Ăsta e motivul. Altă expresie, e egal cu... E este egal cu... Să zicem... 4 la a 3-a, ori 16 la a 2-a, împărțit la 2 la a 2 la a 13-a, plus 3 la a 5-a, ori 9 la a 2-a, ori 27 la a 3-a, împărțit la 27 la a 3-a, egal cu? Egal cu... Poftim, poftim. Mă așteptăm dacă... Da, intrați și voi, tău, așa. S-ar fi un pic de așa. Așa, egal cu... Egal cu 4 la 3-a face 16 ori 4... Da. Hai. Deci 4 la 3-a... Ia-o, ia-o cam tare. 16.
Eu zic că în loc de 4 să umblăm și să scrie 4 ca 2. Putem scrie 2 la a 2-a, totul la a 3-a. Așa umblăm. 2 la a 2-a, totul la a 3-a. Ori. Acum te rog să scoși tu caițelul și să lucrezi, da? Ori. 16 la a 2-a putem face ca puterea lui 2, adică 2 la puterea 3-a. 2 la a 4-a, cred. 2 la 3-a e 8-ul. Da. Deci 2 la a 4-a. Totul la a doua. Ori împărțit la? Împărțit la 2 la 13. Da. Plus? Plus 3 la a 5-a. Putem... Da, avem ce face. 3 la 5 rămâne așa. Ori? Ori 9 la a doua lăsăm... Nu, putem umbla. 81. Dar nu mă frământă, că eu vreau puteri. În loc din nou, cât să scriu? O 3 la a doua. Totul la a doua. 3 la a doua. Totul la a doua. Ori. Ori 27. Cât să zicem în loc de 27? 3 la puterea a 8-a. A 9-a. Ba nu. Păi 3 la 9-a știi cât e imens. Știu. Mi-am dat seama acum. 3 la 4. 3 la 4, da? Ia vezi tu, cât face 3 la 4? Alo? Bună seara, da? Mă bucur mult. Mă bucur mult că m-ai anunțat. Deci la ora 7, nu? Sau după? La 20 începe, deci ora 20 fix, da? Bine. Bine. Am înțeles. Da. Mulțumesc frumos. La revedere. La revedere. Da. Observator special la ora 8. Poți să anunți după părinții, pe cine mai vor, da? Așa. 3 la 2, totul la 2. 3 la 3. 3 la 3, totul la a 3. Împărțit la... 3 la 3, totul la 3. 3 la a 3, totul la a 3. Și egal cu? Și egal cu 2 la 6, am părțit la 2 la 8, am părțit la 2 la 3, plus 3 la 5. Aici e înmulțit aici. Da. 2 la 6, ori 2 la 8, am părțit la... 8, am părțit la 2 la 3, plus 3 la 5, 2 la 13 este. 2 la 13. Așa, plus... Plus 3 la 5, ori. Ori. 3 la 4. Da. Ori 3 la puterea 9. Ori 3 la puterea 9. Da. Împărțit la puterea 3 la 9. Împărțit la 3 la 9. Și egal cu? Și egal cu. 2 ori 2 la 8 face 2. Cât 2 la 6 ori 2 la 8? 14. Deci 2 la 14. A? Ai împărțit la 2 la 13. 2 la 13. Plus 3 la a 9. 3 la a 9. Încă am adunat exponenții. Deci face 3 la a 9. Da, putem să-i adunăm și... Până la capăt, și ăștia, toată mulțime. 18. 3 la 18. Împărțit la... 3 la 9, da? Și egal cu? Egal cu... 2 la... 2 la puterea... a 11. Deci 2 la... De ce 11? 14 scăzut 13? 1. A, am... Da? Deci 2 la a 1 plus 3 la a 9. 3 la a 9, da. Deci asta este 2 ori 3 la a 9.
2 ori 3 la anua. Iată că am terminat și acest exercițiu. Merge un pic mai bine, da? Dacă suntem atenți. Deci, practic, trebuie să știm bine proprietățile, dar să știi că nu se fac decât în exercițiu. Încă mai avem slăbiciuni. Ai uneori slăbiciuni că 2 la 4 a zis 16. Nu, pardon. 2 ori 4. Da. 2 ori 4, 8. Eu? Prostii, da? Voi nu mai spunem așa. 2 la 4 e egal cu 2 ori 2 ori 2 de 4 ori și face 16. Da. Nu mai greșim să zicem că 2 ori 4. Deci, nu e egal cu. Nu e egal cu 2 ori 4. E 2 ori 2 ori 2 ori 2 de 4 ori. De ce ne dă 16? Da? Deci, multă grijă. Multă grijă. Da? Foarte multă grijă. Să știi, dar dacă muncim, avem șansă să ne așezăm, să nu mai fie nicio emoție, nu mai e nicio emoție la clasă. Nu-ți dorești starea asta de bine să fii printre copiii buni în clasă? Vrei și nu? Vrei asta cât de repede se întâmple. Dar încă ceva trebuie să mai faci. Când găsești, mai ales în weekend, stăm noi de vorbă, să luăm filmele făcute deja. Deci la clasa a patra am zeci de, la clasa a cincea am zeci de filme. Și atunci ne punem la punct și va fi totul perfect. Deci la sinteza orei, ce să zicem de acolo? Doar puterea am avut aici, nu? Da. Putere. Putere, operații cu putere. Cu putere. Cam astea au fost chestiunile. Ne oprim aici. La revedere, dragilor. Pe curând. Pe mâine. Da. Știi, mâine e la ora 4, da? Da. 4 fix sau 4 jumate? Nu, 4 fix. 4 fix. Deci la 4 fix începe ora la clasa a 5-a. Ea ține de la 4 la 5 jumate. De la 5 jumate. Deci intră la clasa a 4-a, iar program. Dar tu uiți acolo unde am afișat eu. Sunt orele afișate pe clase. Da. La 4. Astăzi am făcut o mișcare, că a fost un gol aici la clasa a 4-a, dar probabil că joi va fi tot așa la 4. Deci mâine miercuri, nu? Da. La 4, totdeauna cu clasa a 5-a. Da. Acolo vei fi prezent. Bine. La revedere. La revedere.